Salutări, dragilor, bine v-am regăsit. Dorian Popescu sunt, New Life Role Play România. Astăzi se pare că mașinile electrice au invadat statul nostru. Avem aici reprezentanța Tesla, unica reprezentanță din stat. Această reprezentanță se va ocupa cu vânzarea mașinilor electrice, în special setul Tesla, pe care îl avem aici în față. Sunt toate mașinile aici, inclusiv Roadsterul și Model 3-ul. Pe lângă acestea, mai avem un... Domnișoara, ați rămas acolo închisă. Îmi pare rău, n-am cum să intru să vă ajut. Nu avem cheile reprezentanței. Este un job aici, evident. Ca alte mașini electrice, mai avem BMW-uri. X3, da? Ford. Mustang. Mercedes. Și or să vină și altele. Acestea sunt doar câteva. La mașinile, hai să spunem, non-Tesla, nu vom avea cât special, personalizat sau nu știu cum să-i spun. Haideți să intrăm în una. Vreau să intru în asta roșie pentru că îmi place cum arată. Hood-ul este cel normal. Nimic special aici. Dar dacă vom intra într-un autoturism Tesla, lucrurile se schimbă. Tesla care ne arată semnalizările. Dacă punem pe avarie, avem avarie. Kilometrajul, viteza, autonomia, cât mai avem baterie la mașină. Și dacă ne punem în mișcare, evident, ne apare acest HUD frumos. Avem și posibilitatea de a face câteva chestiuni cu comenzi. Avem pilot, care este evident autopilotul. Crash avoidance, se ferește de accidente. Lanes, alegerea și parcurgerea drumului pe o bandă prioritară. Reverse-ul dăm cu spatele. Parcul se parchează singură. Summon, poți să chem mașina să vină la tine. Light, partea de iluminare. Dance-ul, evident. Așa. Și mai era HUD-ul. Dacă vrem să dăm disable acestui HUD, să vedem HUD-ul normal, scriem Tesla HUD și cam aia e. Haideți să testăm, dacă tot suntem aici, și alimentarea mașinii, pentru că în stat aceste puncte reprezintă stații de fast charging. Și acum o să punem Tesla pilot. Acel sunet ne avertizează că mașina a intrat în modul de pilot automat și ar trebui să ne ducă în totală siguranță la locul specificat pe hartă. Nu uitați că trebuie să puneți un waypoint mai întâi, că altfel nu va ști săraca unde se merge. La semafor, la roșu, se va opri. O să vedeți pe HUD că recunoaște semaforul. A dat și semnal. Da, ne apare acea bară lungă roșie. Verde. Se încadrează. Face stânga. Eu acum nu fac nimic, nu apăs pe nicio tastă. Ea merge singurică. Am întâlnit iar semafor, iar ne-am oprit. E foarte ok sistemul ăsta. Cel puțin mie îmi place. O să mai avem și alte extra opțiuni pentru autoturismul ăsta, tot așa. Urât moment acolo.
O să mai avem un hud de ceva, putea personaliza suspensia mașinii, iluminatul și multe alte chestiuni. Va veni, cred că, săptămâna aceasta, pe joi sau pe vineri. Avem iar roșu. Mașina se oprește. La interior, all the bells and whistles, ca în orice Tesla. Și mașina a plecat. A luat curba. O să facă și aici o curbă. De ce ne oprim? Ah, ok. Stăm regulamentar la semafor. Așa, se întoarce. Când va ajunge la destinație, o să scoată acel mirobolant sunet. Pentru a atenționa pasagerii că au ajuns la destinație. A accelerat și iată că ajunge la destinație, atenție. Tum-tum. Da, am ajuns. Avem 91% baterie. Acelea sunt ușor. Acelea sunt fast charging-urile care, așa cum am spus, sunt plasate pe hartă. O să mai punem câteva pe la secții de poliție, în cazul în care vor exista oameni de acolo ce au autoturisme Tesla. Iată și, hai să spunem, meniul pentru a încărca. Apăsăm pe E, supercharge. 97, 98, 99, 100%. Iar acum dacă intrăm în mașină, pe fudă să vedem. În dreapta acolo 100%. I don't care if mașinile fiind electrice au o viteză supranaturală, așa că mare atenție cu ele. Avem evident și biciclete de închiriat, după cum se vede acolo. O să vedem ce mașini electrice mai găsim pentru a le putea aduce în New Life Roleplay România. Dar da, cam asta este. Avem și Tesla, avem și reprezentanță. Urmează acum să încheiem parteneriate și contracte de colaborare cu serviciile auto pentru reparații și alte nebunii. Dorian Popescu am fost, New Life Roleplay România. Mulțumesc pentru vizită, mulțumesc pentru apreciere. Să ne vedem și să ne auzim cu bine în următorul clipuleț. Toate bune!